Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și ne revedem la emisiunea Ordinea de zi. Este campanie electorală, motiv pentru care avem o emisiune de promovare a activității electorale a Partidului Social Democrat. Iar invitatul meu în această emisiune electorală este Claudiu Manta, candidat la Senat pe locul 2 după... Domnul Florin Cârciumaru, bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și salut pe dumneavoastră și telespectatorii noștri. După domnul Florin Cârciumaru, care, dacă va câștiga, trebuie să ne lasă un om de nădejde la primărie. Eu l-am întrebat. Pe cine lasă la primărie? Doamna Stoienescu, asta este o decizie care, evident, se va lua în forurile statutare ale partidului în funcție de anumite criterii pe care le vom avea în vedere. Pentru că dacă domnul Florin Cârciumaru va merge în Senatul României, evident, va trebui să găsim cea mai bună soluție pentru a câștiga primăria Târgu Jiu în lipsa dumnealui. Și eu sunt convins că Partidul Social Democrat are resursele, are oameni necesari să facă acest lucru. Vă urez să reușiți să dați un primar bun Târgu Jiului. Îl avem deja. Îl aveți și da. Nu-l spuneți? Nu, îl avem pe domnul Cârciumaru. Aia da, corect. La asta vreau să mă refer. Aia da, corect. Bun, acum să vorbim despre planurile dumneavoastră legate de un posibil mandat de senator, pentru că cu siguranță telespectatorii vor să știe când văd un candidat ce are în gând pentru ei. Că se spune și sper să fie și așa de acum înainte ca parlamentarii să meargă acolo și să facă legi în interesul cetățeanului. Unde ați văzut că ați mers în campanie și până acum și înainte de a începe campania, sunteți membru de partid de mult timp și ați avut ocazia să stați de vorbă cu oamenii, ce vor oamenii să se schimbe în România, ce ați propune în Parlament dacă ați deveni senator, ce trebuie schimbat? Doamna Stoienescu, ați atins într-adevăr o problemă extrem de importantă și pe care am sesizat-o și eu în aceste peripluri electorale pe care le-am avut, nu numai în campanie, cât și înaintea debutului, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult să merg în mijlocul oamenilor și să încerc să le aflu problemele acum, conjunctural, în calitate de candidat. Așa cum a spus și dumneavoastră și cred că este foarte important ca telespectatorii noștri să afle, rolul unui parlamentar nu este acela de a face locuri de muncă, nu este acela de a repara un drum, nu este acela de a sancționa un funcționar de care ești nemulțumit. Rolul unui parlamentar însă este acela de a face legi bune, astfel încât toate aceste lucruri despre care vorbeam să nu se mai întâmple după caz. Adică, prin legi bune pe care trebuie să le dea un parlamentar, trebuie să facem și ce o să funcționeze, trebuie să creăm cadrul legislativ ca investitorii să vină și aici la noi, la Gorj, trebuie să creăm cadrul legislativ, să avem și o infrastructură, și aici mă refer la un drum rapid dinspre Târgu Jiu spre Craiova, pentru că asta ne propunem noi. Deci trebuie să facem legi bune și să ne batem pentru interesul acestui județ. Asta, da, asta pot să facă parlamentarii. Și aici eu mi-aș dori ca, sau cum văd eu lucrurile pentru parlamentarii, când ne fixăm un obiectiv, fie că e vorba de o lege bună pentru CEO sau de o lege care să vizeze un drum rapid între Târgu Jiu și Craiova sau spre Deva, cred că n-ar trebui să conteze culoarea politică a parlamentarului, că va fi de la PSD, de la PNL, de la ALDE sau de altundeva. Atâta timp cât propunem, dacă vreți, un proiect de județ foarte important, cred că ar trebui lăsate deoparte orgoliile și cred că ar trebui să ne unim toți forțele pentru așa ceva. Acum, revenind strict la proiectele pe care eu, Claudiu Manta, candidat la Senat, mi le propun, acestea sunt legate în primul și în primul rând de ceea ce înseamnă funcționarea complexului energetic Oltenia, pentru că ăsta este plămânul economic al Gorjului și aici să știți că pentru complexul energetic Oltenia, un parlamentar poate să facă foarte multe, pentru că în urma discuțiilor cu specialiștii noștri și nu numai,
și a oamenilor care lucrează în sistem, am constatat că aproape 60-70% din problemele complexului energetic sunt de natură legislativă. Adică, CEO nu are legi, nu care să-l avantajeze, ci legi corecte, asta este mai grav. Dimpotrivă, avantajează alte tipuri de producători de energie. Exact. Și aici trebuie să o spunem foarte clar. În energie este vorba de foarte mulți bani, este vorba de foarte multe interese și atunci, evident, regulile, să zicem, de funcționare a CEO nu sunt de foarte multe ori cele mai corecte. Vă repet, nimeni nu solicită legi care să avantajeze, să favorizeze CEO, ci legi care să-i permită să funcționeze corect și bine pe piață. Și aici, spre exemplu, putem lucra foarte mult în domeniul legislativ pe ceea ce înseamnă exproprieri. Pentru că principala problemă este lipsa frontului de lucru. Nu, pur și simplu, nu mai au unde să înainteze excavatoare utilajele pentru că nu sunt făcute exproprierile. Și aici este nevoie atât pe de o parte de hotărâri de guvern, cât și de o nouă formă de lege a exproprierilor care să permită plata mai rapidă a acestora, astfel încât să poată să funcționeze. 2. Este nevoie de cadrul legislativ pentru mix energetic. Ce înseamnă mixul energetic? Acea formă de organizare în care se face, și o să încerc să folosesc un limbaj cât mai comun, se face un coș de energie care cuprinde și energie termo, și energie hidro, și energie nucleară, astfel încât ca și costuri să se echilibreze oarecum. Iar prețul să fie competitiv. Iar prețul să fie competitiv. Prețul energiei, pentru că cel pe cărbune e mai mare. E adevărat. Prețul pe cărbune nu la CEO este cel mai mare, este mai mare la Hunedoara în partea cealaltă, dar și noi, într-adevăr, avem un preț destul de mare raportat la celelalte surse de energie care beneficiază și de subvenții generoase, pentru că energia pe cărbune niciodată nu se va putea compara ca și costuri cu energia regenerabilă eoliană, să zicem, odată, pentru că aceasta este relativ ieftin de produs și, în al doilea rând, pentru că statul promovează o schemă generoasă de sprijin prin intermediul certificatelor verzi. Dar să revenim la mixul acesta energetic. Până acum, după cum știți, hidroelectrica a fost în insolvență și nu s-a putut face acest mix energetic. Dar nu e normal ca hidroelectrica să fie în insolvență, având costuri atât de mici, cum e posibil. Asta s-a gestionat prost. E adevărat, doamnă. Știți foarte bine poveștile cu băieții deștepți din energie. Care făceau o factură și câștigau profitul. Câștigau sume fabuloase, fabuloase, și în special media centrală a arătat cu lux de amănunte toate și acestea. Noi. Și dumneavoastră la media locală, și lucru pentru care vă felicit. Însă acest lucru s-a terminat, hidroelectrica a ieșit din insolvență și eu cred că sunt premisele necesare ca să se facă mixul energetic. Ceea ce iarăși mi se pare extrem de important este pentru CEO asigurarea unei conduceri stabile. Ăsta este lucru care a deranjat cel mai mult în ultimul an la complexul energetic Coltenia. Știți foarte bine că luni la rând CS-ul n-a fost complet, ba veneau, ba plecau membrii, directoratul n-a fost complet, ba veneau, ba plecau membrii. Deci această lipsă de stabilitate și lipsă de decizie, pentru că îmi povesteau persoane din sistem că nu au fost luate decizii importante pentru companie pentru că nu avea cine să le ia. Fosta conducere a CEO, fie că este bună, fie că este rea, cu păcatele ei sau cu lucrurile pe care le-a făcut bune. La care ne referim fosta? Mă refer la ceea ce a însemnat cât a fost PSD-ul la putere, la administrația domnului Ciurel. Și director era domnul Ciurel, da. Cel puțin asta a făcut, a luat decizii pentru companie. Pe vremea guvernării Ponta, sediul CEO a fost la Târgu Jiu și toată lumea, primul ministru a garantat că nu pleacă de la Târgu Jiu, iată a venit guvernul tehnocrat, imediat s-a pus problema schimbării sediului, niciodată pe vremea guvernului Ponta nu s-a vorbit despre insolvență, nu s-a vorbit despre tăieri de salarii, toate lucrurile astea se petrec acum. Ați văzut că a existat un pericol în vară de insolvență, ați văzut lipsă de decizie la nivelul CEO, ați văzut plan de concedieri cu mii de angajați plecați acasă și așa mai departe. Lucrurile astea vor înceta în situația în care la putere va ajunge un guvern PSD.
Trebuie să spunem, CSU este Consiliul de Supraveghere pentru telespectatori și ce cred eu că mai trebuie, să nu mai punem în Consiliul de Supraveghere, în Consiliul de Administrație și în tot felul de alte consilii care de fapt conduc activitatea, sigur, da? Pentru că directoratul este executiv. Da, conducere duală. Da, bun, da, directoratul doar execută ceea ce spune Consiliul de Supraveghere, sigur, sau Consiliul de Administrație, în alte acolo cazuri. Sunt reprezentanții acționarilor, trebuie să spunem. De acord, dar am avut ocazia să aflu că există în Consiliul de Administrație tot felul de persoane care habar nu au cu ce se mănâncă domeniul respectiv de activitate, doar pentru că au avut niște pile și au ajuns acolo ca să ia niște bani. Nu asta vă pot trebuie contrazice să nu, pentru că este adevărat, de domeniul evidenței, sigur. Okay. Da, și asta e, trebuie să recunoaștem. Iar e o problemă aici. Da, trebuie să recunoaștem greșelile. Iar membrii Consiliului de Administrație nu trebuie să meargă acolo să voteze, cum zice cineva, și să gândească cu capul propriu și să vină cu idei proprii, să fie acea furtună de idei cum fac europenii și alții brainstorming, care... Da. Brainstorming, bineînțeles. Și să... fie importantă ideea compusă din mai multe idei, aia cea mai bună ca să mergem înainte, ca în orice societate. Da, fără discuție, ăsta ar fi rolul CSE-ului, chiar dacă ei acolo, dânsi acolo reprezintă acționarii, ei trebuie să iau deciziile cele mai bune pentru societate, pentru societatea respectivă, pentru că dacă vreți, asta trebuie să fie scopul. După cum știți, Ministerul Economiei este acționar majoritar la CEO și pe majoritatea deciziilor dânsii pot să-și impună voința proprie. Asta este buna funcționare, dar din păcate anumite decizii, iată, au fost foarte mult întârziate, retehnologizarea grupului de la Rovinari. A fost o chestiune care s-a discutat ani de zile și care a fost amânată. Iarăși, cumpărarea certificatelor verzi, iar o chestiune care a fost amânată. Ei, lipsa aceasta de decizie, în management se spune că lipsa unei decizii este mai proastă decât o decizie proastă însăși. Sigur că ideal ar fi să se ia decizii bune, dar a fost această situație în care pur și simplu acolo nu a fost o conducere definitivă și care evident n-a putut lua o decizie. Deci care mixul energetic ar fi soluția, într-adevăr, pentru... Pe termen mediu și lung, doamna Stoienescu, este o soluție viabilă. Este și avem nevoie de producția pe cărbune, cu toate că ea produce un disconfort din punct de vedere al poluării, dar trebuie să nu uităm că apa scade când e secetă, vântul dispare, cărbunele este rezerva care putem să o păstrăm, e genul de energie pe care poți să o ții deoparte, să o folosești când îți trebuie. Și încă o chestiune, doamnă, pentru că, vedeți dumneavoastră, acest complex energetic, colos energetic, complexul energetic Oltenia, trebuie să înțeleagă că are și o serie de îndatoriri față de oamenii, odată cărora le-a luat pământul, dar și pe oamenii pe care îi afectează în mod direct, pentru că zilele trecute mergeam la Turceni acolo și cei de acolo sunt afectați, o parte din acea localitate, am vorbit cu un grup de oameni care au extrem de nemulțumiți pentru că nu mai făcuseră niciun fel de investiții pentru a preveni infiltrarea apelor și acolo este și celebra zonă sub Maidane, celebra cu ghilimele de rigoare, în sensul că oamenii aceia iarăși au fost afectați de ce a însemnat activitatea minieră acolo și efectiv au fost uitați de către autoritățile de la CEO. Astea sunt problemele reale ale oamenilor și sigur că este important și sunt importante și lucrurile astea, pentru că complexul energetic are și un rol social în viața acelor oameni. Este important pentru județul Gorj, dar în același timp dânsii nu trebuie să-și uite și datoririle pe care le au față de oameni, oamenii care sunt afectați direct prin activitatea lor. O mare problemă tot creată de CEO și de lipsa de finanțare a anumitor activități este redarea în circuitul agricol a Halderol de Steril.
Și acolo sunt o serie, iarăși rezultate. Foarte mulți oameni nemulțumiți pe treabă. Pe da, în urma discuțiilor cu oamenii din sistem, se pare că și acolo sunt niște probleme cu redarea vechilor suprafețe în circuitul agricol, procedeul care merge foarte greu. Bine, sunt multe probleme și au fost multe probleme, nu știu acum exact care e situația, dar să nu uităm acele cumpărări de terenuri de băieții deștepți pentru a-și putea construi case, dar când te uitai cine e pe marginea carierei, că eu am cerut la un moment dat o hartă, mi-a fost dată cu mare greutate, dar mi-a fost dată că erau obligați să o facă, și pe marginea carierei, întâmplător sau nu, se aflau numai terenuri ce urmau să fie expropriate și care numai oameni și oameni, adică oamenii de rând vânduseră acestor oameni importanți, da, acele terenuri, pentru că li se spunea o să-l primești la Sfântul Așteaptă, mai bine dă-mi-l mie. A fost o altă legislație, sunt, dacă vreți, vremuri de mult apuse. Cred că cine a trebuit să răspundă pentru lucrurile astea, pentru că au fost și oameni care au răspuns și dumneavoastră presa, da, ați relatat. Nu toți. E adevărat. Na, mă rog. Asta e rolul organelor abilitate, să stabilească cine trebuie să răspundă și da, în ce condiții trebuie să o facă. Însă, sigur, toate acestea sunt probleme reale și trebuie să-și găsească sub o formă sau alta rezolvare. Ce facem pentru mediul rural? Ce facem cu agricultura care ar putea, și turismul, care ar putea să fie o alternativă sau măcar să completeze, dacă va merge bine CEO, sau va merge în continuare și nu vom închide, totuși avem nevoie și de activitate de agricultură, să nu mai cumpărăm totul de la supermarket, în primul rând. Discuție. Și în al doilea rând să facem turism, pentru că avem aici un bazin cultural și de artă care nu-l are toată România și toată Europa. Fără discuție. Vedeți, dumneavoastră, un lucru care mie clar din urma acestor periculuri electorale este faptul că, din păcate, satul românesc este îmbătrânit într-o foarte mare proporție. Adică am văzut efectiv sate întregi unde tinerii sunt din ce în ce mai puțini. Și aici principala prioritate absolută pe care o voi avea în situația în care gorjenii vor alege să mă trimită în Parlamentul României, este aceea de a stimula, de a da o serie de măsuri prin care să stimulez revenirea tinerilor la sat. Aici și statul trebuie să se implice. Dă-i ocazia tânărului agricultor, tânărului fermier să-și cumpere stupi. De asemenea, subvenționează-i dobânda pentru utilajele agricole pe care vrea să le cumpere. Dă-i ocazia să-și modernizeze ferma, să o aducă la standarde europene, astfel încât să se poată bate, să poată concura la prețul laptelui sau la calitatea laptelui pe care îl produc animalele. Și accesarea de fonduri europene este importantă, pentru că fără sunt discuție. Fonduri nerambursabile. Fără discuție. Problema este că birocrația este foarte mare și nu la ei, ci la noi. Și la noi. Uitați-vă, iarăși, aceste galuri, grupuri de acțiune locale, care au avut un oarecare succes. Acest model ar trebui extins și ar trebui să explici oamenilor că pot să intre în acest gal, că pot să acceseze fonduri europene, că se pot asocia cu primăria, spre exemplu, pentru depunerea unor fonduri europene. Deci, galurile acestea sunt foarte flexibile în ceea ce privește accesarea de fonduri europene și cred că ar trebui insistat mult mai mult în această direcție. Deci, ca și o concluzie în ceea ce privește agricultura, se pot face foarte multe, în special pentru această readucere a tinerilor fermieri, care poate au plecat în orașele mari sau în străinătate. Da? Se pot aduce înapoi acasă, pentru că acolo este locul lor, lângă părinți, lângă rude, să muncească pământul pe care Dumnezeu le-a dat. Iar în ceea ce privește turismul, aici, în materie de infrastructură, s-a făcut câte ceva. Amintiți-vă de drumul de sub munte care s-a făcut pe vremea guvernării Ponta, amintiți-vă de drumul de la Sadul, de la Petroșani la Rovinar și apoi și așa mai departe. Transalpina. A Transalpina, în materie de infrastructură s-a făcut. Ceea ce trebuie să facem este să declarăm Rânca stațiune turistică. Este cel mai important lucru care se poate face pentru turism, pentru că acolo sunt foarte multe probleme. Cu mai multe cauze, Rânca e împărțită între Novaci și Baia de Fier și așa mai departe. Trebuie declarată stațiune de sine stătătoare
și pentru că le este mult mai ușor în acest fel să acceseze fonduri europene și să dezvolte întreaga zonă. Și în ultimul minut, Muzeul Brâncuș? Se poate face acest muzeu și tot ceea ce înseamnă amenajare peisagistică pentru, pentru, atât pentru coloana Infinitului, cât și pentru parc. Știți că este acel proiect la Târgu Jiu, care a fost depus spre finanțare și acolo se va încerca atragerea atât de fonduri europene cât și fonduri de la bugetul național. Claudiu Manta, candidat la Senatul României, pe locul 2 pe lista PSD, a fost invitatul meu în această seară. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Succes, Claudiu Manta! Mulțumesc! Sunt Claudiu Manta, candidatul PSD Gorj pentru Senat. Eu cred în România pentru că aici este locul în care familia tradițională și are casa. Și tot aici ne învățăm copiii să viseze. Îndrăznește și tu să crezi în România și în echipa PSD Gorj. Votați PSD!